și îl ascultăm pe președintele Klaus Iohannis. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri și parlamentari, înalt preasfinția voastră, doamnelor și domnilor, dragi români, sărbătorim astăzi 163 de ani de la Unirea Principatelor Române, unul dintre proiectele definitorii pentru formarea statului național unitar român și un exemplu de maturitate, perseverență și efort de voință pus în practică de elitele politice ale ambelor principate române. Totodată, anul acesta marcăm și 160 de ani de când Bucureștiul a devenit capitala principatelor române. Prin actul său de curaj și de asumarea conducerii celor două principate, domnitorul Alexandru Iancuza a pus bazele procesului istoric ireversibil de tranziție către un stat modern, profund atașat valorilor europene. Sunt onorat să iau parte la evenimentul dedicat marcării acestui moment cardinal al istoriei noastre în acest loc sacru, mormântul ostașului necunoscut, simbol al sacrificiului suprem făcut de înaintașii noștri pentru independența, suveranitatea și unitatea de neam și țară a tuturor românilor. Unirea a reprezentat un ideal încă din timpul Revoluției Pașoptiste și a prins contur prin dubla alegere a lui Alexandru Iancuza, o strategie iscusită, generată de profundul patriotism și de solidaritatea oamenilor politici ai vremii. Unirea de la 24 ianuarie 1859 demonstrează cât de importantă este existența unui proiect care să coaguleze energiile poporului nostru. În vremuri complicate, românii au demonstrat că pot acționa cu o conștiință comună pentru îndeplinirea unui obiectiv istoric. Momentul de la 1859 ne prezintă imaginea unei clase politice vizionare care și-a asumat o misiune extrem de dificilă. Fără a crea disensiuni pe plan extern, românii au utilizat în mod abil contextul internațional și au ales un domnitor care s-a ridicat la înălțimea acestui proiect ambițios. În scurta sa domnie, Alexandru Iancuza a schimbat cursul istoriei și a reușit să consolideze unirea prin crearea primului parlament unic și a primului guvern unic. El a fost cel care a pus bazele statului român modern, înfăptuind numeroase reforme în domenii esențiale precum armata, sistemul electoral, administrația publică, justiția, învățământul, agricultura ori sistemul fiscal. Totodată, Alexandru Iancuza a obținut recunoașterea unirii de către marile puteri și acceptarea acesteia ca un act definitiv și ireversibil, făcând cunoscut faptul că voința poporului român nu mai putea fi ignorată. Prin realizarea unirii de la 1859 s-a demonstrat că unitatea etnică, lingvistică și culturală trebuie urmată firesc de cea politico-administrativă, calea pragmatică în direcția consolidării puterii Principatelor Unite. În 1859, românii au ales să-și construiască viitorul în acord cu valorile și principiile europene. Iar faptul că astăzi România este stat membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice dovedește că, în pofida teribilelor încercări la care ne-a supus istoria, idealurile poporului nostru au rămas mereu aceleași. Libertatea, democrația, unitatea națională și buna funcționare a instituțiilor statului. Un alt element important în procesul de afirmare a identității naționale a fost stabilirea drapelului de luptă pentru unitățile militare.
La ceremonia de înmânare a noilor steaguri militare, Alexandru Ioan Cuza a sintetizat semnificația acestui simbol național, afirmând că steagul înglobează întreaga istorie a statului. Cu prilejul împlinirea 163 de ani de la unirea din 1859, am decis să decorez drapelul de luptă al brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor, al brigăzii 8 rachete operative tactice Alexandru Ioan Cuza și al batalionului 284 tancuri Cuza Vodă. Dragi români, trăim vremuri marcate de numeroase provocări, iar pandemia de COVID-19 a schimbat radical realitatea cu care eram obișnuiți, obligându-ne să adoptăm măsuri dificile, să facem sacrificii, dar și eforturi substanțiale pentru depășirea acestei crize. Complexitatea acestei perioade reclamă soluții coerente și durabile. Așa cum am dovedit de atâtea ori în momentele de cumpănă, vom continua să facem tot ce este necesar pentru progresul României, pentru apărarea valorilor democratice și pentru protejarea drepturilor și a libertăților fundamentale. La fel ca în perioada care a urmat Unirii Principatelor Române, avem astăzi instrumentele și resursele necesare pentru a moderniza România. Națiunea română este mai puternică atunci când este solidară și trebuie să prețuim lucrurile care ne unesc pentru a ne fi mai ușor să luptăm cu cele care ne dezbină. Să acționăm așadar zi de zi cu aceeași tenacitate pentru consolidarea parcursului european și democratic al țării noastre. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!